În cartierul Oinac, chiar aproape de șosea, deci în ochii celor care trebuie să îngrijească spațiile verzi din Ciuciu, se află o bucată de teren ce vrea să semene a parc. Un balansoar rupt și încă vreo două instalații de joacă avariate dau de înțeles că acest spațiu este destinat copiilor, numai că în realitate locul este frecventat doar pe timpul nopții de către cei obișnuiți cu faptele antisociale. Aici nici iluminatul public nu funcționează, deși vecinii au solicitat de multe ori două becuri pentru tot atâția stâlpi. Nu s-a rezolvat nimic, la fel cum nu s-a rezolvat nici cu scandalurile care au loc în așa zisul parc după lăsarea întunericului. Anul trecut tot așa am insistat, l-a reparat, dar din cauza la pomii ăștia, iar le... Da. Și nu e, nu mai țigănuși pe aici, să bătere noaptea, dacă e întuneric, vă dați seama ce se întâmplă. Da. Au fost și bănci frumoase, au fost... Rupe, dar pentru că nu e lumină, nu? Da, păi și asta e o cauză. Ce să faci, ce faci, băieți cu fete noaptea aici? Da, uite, sunt acolo, uite, pomișoare, mizerie... Deci în cererea am specificat să taie crăcile astea, că uite, toate astea, mi-a rupt cablul de la televizor de două ori, i-am chemat pe ăștia de mi l-a schimbat. Eu nu pot să mă amendează dacă e să tai din crăci. Că nu, e, da, că nu e pe primărie. Domeniul dumneavoastră. Da. Da. Eu nu pot să mă bag. Asta e cel mai prăpădit parc din tot orașul. Peste tot am văzut că e frumos, dar aici le-a rupt de acolo, le-a rupt toate, le rupe și le duce la fier vechi, nu știu ce le face. În cartierul Oinac, în ultimii 4 ani, a fost amenajat doar un singur loc de joacă, undeva între blocuri, insuficient pentru a deservi numărul mare de locuitori ai cartierului. În schimb, sunt foarte multe spații verzi neîngrijite, unde de cele mai multe ori se intervine după sesizările repetate ale cetățenilor.